Zeci de tineri din Sibiu s-au distrat vineri seara într-un mod cu totul și cu totul inedit, într-un autobuz. Aici au avut parte de toate ingredientele unei petreceri perfecte. Muzică live, mâncare, băutură, un DJ și un MC de la Radio Zoo care au animat atmosfera. Toate acestea în timp ce autobuzul rula prin oraș, evident sub privirile mirate ale trecătorilor. Petrecerea zurlie a început în forță când autobuzul s-a pus în mișcare. Primul live bus party din România este cel mai nou mod de distracție urbană. Foarte, foarte tare! Cel mai interesant eveniment la care am participat până acum. Și sper să continuăm și până la final. Ce nume că îți răci? Ai mai participat la așa ceva? Cea mai tare idee a fost de a face așa un party și în păcate cei care nu au putut ajunge sau care nu au fost aleși, să zic. Cel mai tare chef! De ceva care nu s-a mai întâmplat până acum și e super distracție, mai ales când ești cu prietenii, muzică faină. DJ Alexander Bass și Adi Mihăile de la Radio Zoo au fost gazdele serii. Au mixat piesele în timp ce autobuzul trecea prin oraș și au avut grijă ca toată lumea să se distreze. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă un eveniment foarte mișcat, cum probabil sibirii sunt obișnuiți. Este o petrecere sub party, the last party. Cea mai tare petrecere, cea mai tare au căpul gazdele când ne să facem. Dacă uitați mai încolo, lasă-mă ce nebunie. Oamenii se uită, what the fuck is going on? Invitații au avut ocazia să asculte și un concert live cu trupa Plenty. Autobuzul a ajuns la capăt de linie după 3 ore. Tinerii și-au continuat seara într-un club din oraș, unde a avut loc o mega petrecere cu DJ-ii de la Radio Zoo.